Cu siguranță ți s-a întâmplat să vrei să cumperi un produs popular și să vezi că stocul este epuizat. Însă probabil nu te-ai gândit că de vină e inteligența artificială. Un grup de informaticieni a reușit să cumpere 3500 de console PlayStation 5 imediat după lansare. Acum acestea sunt scoase la vânzare pe eBay la suprapreț. Cum au făcut-o? Cu un software capabil să urmărească zeci de magazine simultan și să cumpere mai rapid ca tine. Filip Truță, analist în securitate informatică la Bitdefender, îți spune cum funcționează acești boți și care sunt singurele metode prin care pot fi opriți. Boții sunt programați să se comporte nu neapărat diferit de un utilizator real, ci doar să se miște mai repede. Un utilizator normal nu va putea monitoriza 10 site-uri diferite în paralel, două zile la rând, un program software. În schimb, poate funcționa zi lumină. Comercianții pot introduce un câmp captcha în procesul de comandă pentru a valida achiziția ca fiind efectuată de o persoană și nu un program software. Inteligența artificială poate fi incorporată în aproape orice software pentru a combate altă practică aparent tot inteligentă artificială. Nu doar cumpărătorii sunt afectați de astfel de metode. Artur Rădulescu, fondatorul Merchant Pro, îți explică cum se protejează magazinele online de atacurile cibernetice. Ca și pentru utilizatorii normali și pentru magazinele online este foarte important să folosească soluții actualizate la zi. Din punctul de vedere al magazinelor online, cea mai importantă chestie este un backup constant, zilnic, dacă se poate. Oricând poți să pici victimă unui atac,